În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. 6 zile sunt cele în care trebuie să lucrați. Într-una din ele trebuie să veniți să vă vindecați. Iubiți credincioși, se apropie Crăciunul. Se apropie marele praznic al nașterii Domnului și Sfinții Părinți parcă încet, încet ne pregătesc cu o atmosferă de permanentizare a acestei sărbători. Din păcate, chiar și la nivel social, cunoaștem situația în care tot ce înseamnă ONG, tot ce înseamnă grupuri de oameni care ajută pe alții, au o țintă foarte exactă. Praznice, sărbători mari. Dar în rest nu-și mai aduce aminte nimeni de azile, nimeni de leagăne, nimeni de grădinițe, nimeni de copii. Ei, mesajul Evangheliei de astăzi este unul care ne ține permanent legat de ceea ce înseamnă marile sărbători. Și anume, iată că în câteva cuvinte Sfântul Evanghelist Luca ne spune că într-una din zile Mântuitorul era în templu ca să se roage și a văzut pe o femeie gârbovă. Și știind că este așa de multă vreme, de 18 ani, era atât de neputincioasă încât nu putea să-și ridice privirea din pământ. Și s-a apropiat de ea și a zis: femeie, dezlegată ești de neputința ta. Și în acel moment s-a ridicat femeia și a mers mai departe. Însă cărturarii și fariseii și mai marii sinagogii au luat cuvântul și au zis: 6 zile sunt cele în care trebuie să lucrați. Într-una din ele să veniți să vă vindecați, nu în ziua Domnului. Și Mântuitorul, întorcându-se, deși altădată avea altă atitudine, acum i-a înfruntat. Probabil ca să înțelegem și noi ce înseamnă blândețea. Blândețea înseamnă și dârzenie, în primul rând. Și le-a spus: fățarnicilor, dacă vreunul din asinul vostru stă legat la iesle, nu-l dezlegați să-l duceți la apă în zi de sabat. Dar femeia aceasta, care e legată, era legată de încă 18 ani, care este fiica lui Avram, nu se cădea oare să fie dezlegată în zi de sabat? Iubiți credincioși, iată esența pregătirilor noastre de toate zilele. Parcă ați auzit așa când au zis farisei și cărturarii un lucru corect, parcă v-ați adus aminte de faptul că de multe ori se invocă legea tocmai în momentele în care să se acopere neputința, neputință socială, neputință guvernamentală, orice neputință se acoperă, așa este corect. Adică, tată, nu te supăra pe mine, nu poți să te vindeci mata așa de capul matale. Trebuie să treci pe la farmacie, trebuie după ce ai avut intervenția să faci niște radioterapie, mai avem niște specialiști care ce vrei să moară de foame. Mi-l aduc aminte foarte frumos pe medicul acela, specialistul tehnician dentar, care în urma faptului că se inventase o pastă de dinți, el rămăsese șomer și cu talentul pe care nu putea să-l ascundă și era singura lui posibilitate de a se întreține, făcea niște pirogravuri. Ei, să știți că nimeni nu o să moară dacă vom fi noi atenți ca sărbătorile să fie permanentizate. Părintele Arsenie avea ca un fir roșu așa prin toată Evanghelia, prin toată lucrarea de propovăduire pe care o săvârșea, permanența. Spunea: tată, dacă vine cineva și îmi cere un canon, că eu nu dau canoane, dar câte unul chiar mă obligă să-i dau canon, îl întrebam: dar ce ai putea să faci așa ca să... Păi aș putea să fac niște metanii. Deci, și câte ai putea să faci? Păi 100, 200, nu, mai...
10, poți să faci 10. Sigur că pot să fac 10 dacă sunt pregătit să fac 200. Uite, atunci mai fă încă una peste alea 10. Ca să simți că ai făcut una de la mine, alea 10 de la tine. Și zicea, tată, pe mine mă interesează permanența omului în legătura lui cu Dumnezeu și cu propriul lui suflet. De aceea, trebuie să fim foarte atenți că Evanghelia de astăzi are un înțeles foarte adânc. Nu este așezată înaintea Crăciunului așa în zadar, nu. Este așezată special ca să ne pregătească pe noi cu atmosfera Sfintelor Sărbători, care nu există numai atunci când începe praznicul. Nu vă uitați acum la calendare că mai sunt 17 zile, 18 zile. Nu. Trebuie să ne uităm în sufletul nostru dacă suntem pregătiți acum. De exemplu, putem să ne simțim bine și atunci când suntem bolnavi. Pentru că trebuie să lămurim un lucru. Între boală și a te simți bine este o diferență ca de la cer la pământ. Cunosc oameni care sunt în suferință de mulți ani, chiar aproape de cei pe care femeia Gârbovă îi avea în spate. Îi avea în spate și îi ducea în spate de nu mai putea să ridice capul de jos. Ca să mă înțeleagă cei care sunt familiarizați așa cu medicina, gârboveala asta e un fel de lombago sciatică. O cunoaștem noi, dar nu la nivelul la care să nu ne putem ridica nasul din pământ. Străbunica mea mai avea 10 cm de la frunte până la pământ și așa a trăit ultimii 20 de ani. Așa că n-are nicio legătură boala, suferința, cu sentimentul nostru de a se simți bine. Eram odată chemat la spital, în vremurile care mă duceam pe acolo mai des, cineva care era încercat rău de tot de un cancer. Și vă imaginați că toți care veneau îl încurajau într-un fel sau într-altul. Și m-am gândit că bietul om, atât de mult încurajat de alții, după ce plecau cei care îl încurajau și după ce treceau termenele pentru care era încurajat să aștepte, îmi dau seama ce răvășit putea să aibă sufletul și m-am gândit că trebuie să schimbăm foaia. Și m-am dus la el și am spus clar, bă, nu o să-ți treacă. Bine, acum stilul meu îl cunoașteți și cred că vă dați seama cam cum arăta fața mea când i-am spus așa ceva. Nu i-am zis așa ca și când gata, i-au murit toți de acasă. Dar l-am trezit, să știți. El, care nu mai vorbea cu nimeni de mult, a zis, da, părinte, de aici primul care îmi spui așa ceva. Este singurul lucru pe care îl simt. Și dacă îl simțiți și dumneavoastră și sunteți sinceri, vă felicit. Pentru că, de fapt, eu m-am obișnuit. Dar atâta ciudă mie pe cei care vin să-mi spună că o să fie bine, lasă să o facem și pasta, la câta serie de citostatici ești? Păi la a șaptea, după a noua, gata, ai terminat, de unde? Ce așa de mi-au zis de când am făcut-o pe prima? Și mi-au zis că dacă termin pe a treia e gata. Nu e gata nimic, mai am puțin și sunt eu gata. Iubiți credincioși, spuneam că boala n-are nicio treabă cu sentimentul de a te simți bine. Cunosc oameni bolnavi, așa cum am spus, care se simt foarte bine. Acum o să spuneți cum adică dacă e bolnav se simte bine. Da, pentru că sentimentul interior n-are legătură cu suferința. Știți că suferința este de două feluri. Una care doare și una care schimbă. Una care vindecă. Una care vine și îți arată prioritățile în viață. Despre acest lucru este vorba în Evanghelia de astăzi. Despre acest lucru este vorba în fiecare praznic pe care noi îl așteptăm. Dacă o să ne propunem că rupem din etichete până să ajungem la 24 decembrie seara, vă întreb așa, cinstit, ce o să faceți pe 25? Pentru că o să fie o presiune foarte mare și o să vedeți că 25 decembrie o să aibă tot 24 de ore și dacă nu sunteți pregătiți să folosiți 24 de ore din 24, vă spun eu sincer, nu veți putea să înțelegeți praznicul Crăciunului. O să treacă așa, cum ați trecut pe la mall și ați luat un produs și după aia vedeți că vă trebuia să luați 14 și nu mai erau. Știți de cel care s-a dus
de ziua îndrăgostiților să ceară niște felicitări și după ce a luat niște flori, s-a dus să ia și felicitări și a găsit una foarte interesantă. Unicei mele iubiri. Și s-a dus la vânzătoare și a zis, da, dați-mi și mie 10. E, cam așa suntem și noi, să știți. Acum trebuie să fim foarte atenți că unicitatea ține de sufletul nostru și sinceritatea sărbătorii poate să fie înmulțită numai în măsura în care o trăim în fiecare zi. Urmează Crăciunul. Eu zic că astăzi este Paștele, pentru că e duminică, ziua Domnului. Astăzi este și răstignirea și învierea, să nu mai zic de Crăciun și de Bobotează. Dacă avem această conștiință, cu siguranță că nu vom mai alerga așa zăpăciți peste tot că vine Crăciunul. Imaginați-vă o gospodină care își acumulează tot felul de materiale și se apucă să gătească. Băi, și gătește, și fă și pe aia, și pe aia altă. Și în ajun clachează. De ce? Păi a dat foc la sarmale și a trebuit să țină și hota deschisă și două geamuri și o ușă. A răcit și atunci vă întreb eu ce o să facă de Crăciun? O să mănânce aspirină și fervex? O să bea un ceai și o să zică, aoleo, poate până la anul nou îmi trece. Asta înseamnă să-ți arunci numai și numai political correct și să ai grijă să fie totul în regulă. De ce? Să nu vă vindecați în zi de sabat, că e ziua Domnului, nu se cade. Sunt 6 zile în care poți să o faci, așadar sunt atâtea zile și nu cumva să-mi spuneți mie acum că voi țineți post, că voi vă pregătiți, deci nu, trebuie să știți clar, când este Crăciunul, stăm numai cu ochii în sus la Dumnezeu după steaua care a călăuzit magii. Măi fraților, Crăciunul, haideți să vă spun pe dreaptă, e aici, nu mai încerc de mult, este aici. Este în Ieslea care este gălăgia vecinului. Este în Ieslea care este neputința celuilalt. Acolo se naște Hristos. Dacă nu suntem în stare să-L naștem acolo, în cer, pe românește, bine, mersi, toate sunt așezate. Nu acolo e problema. Aici, la noi. Mi-aduc aminte de cineva care făcea o grevă. Era un soi de grevă de susținere. Și a fost întrebat de un reporter, domnule, pentru cine faceți greva asta? Păi, domnule, sunt niște navigatori care sunt pe la somalezi, pe acolo, și ei fac acolo un mare meeting și noi aici facem un meeting de încurajare și de susținere. Zice, da, haide și cu mine 2-3 inși, că e unul cu o mașină care stă în vale și nu mai pornește motorul și trebuie să o scoatem de acolo. Lasă-ne, domnule, că avem treabă. Păi, domnule, aveți treabă pentru niște oameni care sunt la mii de kilometri și treaba aia adevărată care este la doi pași de noi, de ce nu vreți să o facem? Fiți atenți că asta ne paște dacă nu suntem profund implicați în sărbătoarea Crăciunului. O să credem că, lasă-mă domnule în pace, să adun, să fac, să dreg. Băi nene, n-am auzit că eu țin post, nu mă scoate din sărite, că-ți dau și eu două palme. Păi unde mai e atitudinea aia pe care ne-o cere Hristos? Să vindecăm și în ziua Domnului. Mai ales în ziua Domnului, aș zice eu, să ne vindecăm. Mai ales în ziua Domnului să lucrăm fapte bune. Pentru că, de fapt, dacă nu înțelegem că permanentizarea vieții noastre creștine este sensul existenței, n-am făcut nimic. Am crezut că dacă ne doare ceva, deja trebuie să ne ducem să ne arătăm la doctori. Doctorii, bineînțeles, că o să ne găsească, de fapt, toate racilele după fața pământului, că te duci cu o boală și vii cu 15, în afară de nozocomiale. Nu, alea sunt altceva și tot felul de materiale olimpice, cum ar fi bolile astea, tot felul de microbi. Ei, de ce? Pentru că noi ne-am grăbit, am crezut că tot praznicul stă în piciorul ăla pe care nu mai putem mișca, că s-a anchilozat. Nu, trebuie să vedeți că tot ceea ce
ne învață Mântuitorul că rețeta de sănătate este cuprins și astăzi în Evanghelie. Adică să permanentizăm lucrurile. Și anume să ne simțim bine și când nu suntem perfect sănătoși. Apropo de perfecțiunea asta și normalitate, e un capitol pe care îl las încă psihologilor și psihiatrilor la îndemână, cu normalitatea stării în care ne aflăm, homeostază și așa mai departe. Să știți că fiecare dintre noi avem normalitatea noastră și ne putem simți bine chiar dacă nu suntem perfect sănătoși. De ce? Pentru că Mântuitorul ne dă singura rețetă. Celui care crede, aceste semne vor urma. În numele meu vor scoate diavoli, șerpi de-i vor mușca, nu îi va vătăma, oriceva dătător de moarte de vorbea, nu vor păți nimic, pe bolnavi mâinile vei spune și binele va fi. Va să zică credința. Credința că suntem în praznicul Crăciunului este cea care ne rezolvă tot ceea ce înseamnă inclusiv lista de invitații. Că să ajungem și acolo puțin. La un moment dat, trebuie să chemi în casa ta două feluri de oameni. Și ce faci? Dacă intervine rațiunea, o să spuneți, băi, dar nu îl chem pe ăla că s-a mai supărat odată cu celălalt, hai să-i chem separat. Dacă află cumva că e chemat separat, mai rău faci. Eu cred că cea mai bună variantă este să-i chem pe toți și să-l lași pe Dumnezeu să aleagă. Îi va da unuia dintre ei un eveniment sau o situație datorită căreia să nu poate să ajungă. Vă spun sigur că eu sunt cel care am casa plină mai mereu. Nu mi s-a întâmplat să se certe la mine la masă cineva, deși existau potențiale intrigi. Dar Dumnezeu întotdeauna are grijă, dacă ai grijă să lași credința să lucreze. Pentru că, în esență, mesajul Evangheliei de astăzi acesta este. Acela de a nu aștepta praznicul ca să ne bucurăm atunci. Praznicul vieții este în fiecare zi, iar nașterea Domnului, să știți, că nu e mâine sau pe 25. Dacă nu este astăzi, nu mai e niciodată. Așa să ne ajute Dumnezeu să înțelegem.